afara discuție, mobila pentru cei mici nu poate fi masivă. Când este alcătuită din mai multe elemente modulare, devine practică, utilă, comodă și eficientă. Avantajul structurilor remontabile constă în faptul că se pot muta ușor dintr-un loc în altul. Apoi sunt capabile a se asambla în diferite variante, funcție de vârstă, activitățile, preocupările și necesitățile copilului. În cazul în care anumite piese sunt pliabile, spațiul din încăpere poate fi mai judicios folosit. Pentru copiii care au peste 10 ani, sunt utile scaunele pliante și patul care se rabatează în timpul zilei, transformându-se în canapea. Astfel se câștigă un loc prețios pentru anumite momente din timpul jocului sau pentru diferite acțiuni ce se desfășoară în area din centrul odăii. Nu sunt excluse nici ușile glisante care împart încăperea în două, desemnând un spațiu pentru joacă și altul rezervat studiului. Trecerea timpului, unele piese de mobilier devin inutile sau incomode. Ce faceți cu patul bebelușului când acesta crește? De la un an la altul, preocupările copiilor capătă noi valențe, de aceea locul în care cresc și se dezvoltă trebuie să corespundă noilor cerințe. La 3 ani, colțurile diferitelor piese sunt rotunjite, iar desenele viu colorate nu ar trebui să lipsească de pe pereți, de pe tapet, de pe cofor sau din tablouri. La 7 ani, biroul sau masa de studiu devine elementul principal. La 10 ani, s-ar putea ca șevaletul, pianul sau laptopul să aibă prioritate. La 13 ani, noptiera și veioza sunt mai importante decât alte accesorii decorative, pentru că tinerii sunt tentați să citească mai mult seara, chiar dacă citesc reviste și nici de cum cărți. Când copiii au ajuns la vârsta la care pot lua decizii serioase, părinții trebuie să-i consulte și pe ei în momentul în care se hotărăște stilul ambiental în care vor crește. Fără dubiu se alege numai mobilierul care le place și celor mici. Faptul că ei sunt băgați în seamă le asigură un confort emoțional sporit. Pentru copiii de vârstă școlară este indicat mobilierul format din dulapuri suspendate și fixate în perete, la o înălțime care să le permită să ia ușor lucrurile de pe rafturi. Dimpotrivă, pentru cei foarte mici, aceste variante nu sunt bune, deoarece picii au tendința de a se urca pe scaun pentru a ajunge la ele. Cât sunteți mai informați despre produsele din acest domeniu, cu atât mai bine. Veți cumpăra lucruri utile și practice. Pentru a alege exact ce este mai nimerit, colindați prin mai multe magazine. Vizitați târgurile de profil, studiați mai multe cataloge, oferte și promoții. Nu ezitați să adresați întrebări consultantului MobExpert de unde cumpărați mobila. Cereți detalii tehnice despre anumite piese și comparați calitatea și prețul cu ofertele altor companii. De asemenea, aflați cât de ușor se pot asambla acasă, astfel încât să nu mai solicitați ajutorul unui tâmplar profesionist. Aflați amănunte despre termenul de garanție și modalitatea cantitățile de plată eșalonate. Raportul dintre obiectele de mobilier și cele pur decorative reprezintă un amănunt important, deloc de neglijat, întrucât ajută la păstrarea unei varietăți de culori, design, material și stil, fără să fie în dezavantajul laturii armonioase. O cameră în care există un pat, o bibliotecă și un birou nu are farmec, nu emană căldură sufletească, nu este primitoare dacă nu posedă și un tablou încântător, o veioză amuzantă, câteva perne fantezie atrăgătoare sau un ceas drăguț. Cele mai mici piese din încăpere, cu rol funcțional sau numai estetic, încântă privirea, desfată simțurile, creează o ambianță agreabilă și plăcută. Copilul va crește într-un spațiu plin de lumină, culoare și veselie.